Inițiativa Asociației de Sprijinire a Persoanelor cu Autism, ASPA, a avut loc la Direcția de Sănătate Publică Suceava dezbaterea Autismul, Limite și Șanse. Scopul acestei întâlniri a fost cunoașterea și înțelegerea amplorii sindromului autist, a greutăților pe care le întâmpină o astfel de familie, cât și modul de implicare a autorităților pentru sprijinirea acestora. În momentul de față, fenomenul este ascuns sub preș, ca să spun așa, ne facem că nu-l vedem, dar peste 5-10 ani maxim, toți acești copii care în momentul de față mai pot fi, ca să spun așa, trași de urechi și ținuți în casă, vor fi pe stradă alături de copiii dumneavoastră și, dacă nu luăm nicio măsură, vor exista probleme. Doresc înființarea unui centru de terapie pentru recuperare. În Suceava nu se face terapie pentru recuperare nicăieri. Pe lângă problema terapeuților care să lucreze cu copiii autiști, a fost adusă în discuție, de fapt, cea mai mare problemă cu care se confruntă acești părinți, aceea a banilor pentru tratament și terapie. Cum poți acoperi doi părinți cu un salariu mediu? Cum se poate acoperi terapia asta, care se știe că dă randament? Dacă stăm să discutăm cu părinții, e clar, problema tuturor este problema banilor. Nu este nici problema că îl ajute vecinul. Sau pe vecinul ăla să te ajute să-ți dea de obraz, eu știu. O lecție de terapie costă între 30 de lei și 50 de lei, ceea ce înseamnă 2 ore. Ori trebuie de la 2 ore minimul la 6-8 ore pe zi. Da? Atunci, aici e problema. Nu. Sunt terapeuți care sunt specializați, într-o măsură mai mică sau mai mare. Dar terapeuții ăștia vin și scot un copil din problema asta cu bani, nu cu... Credeți-mă, nu mi-a lucrat niciunul cu sărămâna. Dezbaterea s-a încheiat cu promisiunea că autoritățile vor încerca să susțină familiile care au copii cu autism.